seara de 21 august a fost organizat un eveniment unic în Republica Moldova, unde toți doritorii au discutat despre toate petrecerile ce se organizează în țara noastră. Scopul acestei întruniri a fost de a înțelege care sunt cele mai preferate evenimente organizate la noi, iar locația campingului sub stele a fost Generator Hub. Noi la un moment dat am aflat că gustarul s-a anulat pe anul ăsta și ca să nu cădem în depresie, am decis să facem un alt eveniment și ne-am gândit că dacă tot ne place să mergem cu corturile, să rămânem la ideea asta, doar că în confortul aerului condiționat. Mai în glumă, mai în serios, ne-am gândit că ar fi fain să vorbim despre evenimente, să vedem dacă putem să adunăm organizatorii, careva fotografi, ca să vedem ce face evenimentele astea speciale, dacă ne trebuie să cădem nouă de obște, de ce ele ne plac și dacă ar fi careva evenimente care poate încă nu s-au organizat, dar ar fi fain să le organizăm. O oră poate o să dormim, dar ideea e că seara o să petrecem și o să discutăm filozofic cu niște vinuri și apoi dimineața avem niște ceaiuri și respectiv o să fie dificil să ne rupem de la ele, dar cred că totuși o să dormim câteva ori. În cadrul campingului au participat fotografii, organizatori de evenimente și pur și simplu oameni interesați de acest domeniu. Aceștia s-au împărtășit cu ideile și experiențele lor și anume cum se organizează și se desfășoară un festival. Всегда интересно подходить каким-то задачам немножко нестандартно, потому что все мероприятия обычно происходят по какой-то накатанной схеме, да, то есть присутствуя здесь сегодня, мы понимаем, что здесь собрались именно креативные люди, с которыми будет приятно говорить, от которых можно получить также взамен очень много идей. Но не împărtășim cu părerile noastre, cu experiențele, cu planurile și ne organizăm într-un fel încât să ne ajutăm unii pe alții. Nu să fim separați și să organizăm fiecare ce poate, dar totuși împreună să creștem o cultură nouă. Noi suntem organizatorii unui festival nou în Moldova, suntem la prima ediție, ne numim Luna Plină și am venit în calitate de speaker ca să spunem cum suntem noi la prima experiență și cum este pentru cei care abia intră pe piață versus cei care sunt deja aici. Încercăm să împărtășim experiențele noastre din timpul petrecut până acum. Aducem un concept nou de petrecere, de eveniment, adică timp de 3 zile se va locui acolo, muzica va fi non-stop, o să avem bucătărie acolo, o să avem fel de fel de activități.